Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Cunoștințe privind regulile de joc, greșeli în basket. Tema se adresează clasea 5-a, -a, competența generală numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectator la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competenței specifice 3-2, manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și dute, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, bol, minge, minge la coș. Se joacă între două echipe de cinci jucători. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului No Charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coși. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul. Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Greșeli. Regula 6 din regulile oficiale ale jocului de basket. Acestea reglementează principiul cilindrului, principiul verticalității, poziția regulamentară de apărare, apărarea unui jucător care controlează mingea, apărarea unui jucător care nu controlează mingea, un jucător aflat în săritură, blocaj, forțarea, obstrucția. Zonele semicerculor în care nu se sancționează forțarea cu mingea, no charge, atingerea unui adversar cu mâna sau cu brațul, jocul pe poziția pivotului, apărarea neregulamentară din spate, ținerea, împingerea, simularea faptului de a fi faultat. Greșeala sau faultul. Este o încălcare a regulilor constând într-un contact personal neregulamentar cu un adversar și sau un comportament nesportiv. Atingerea repetată sau înghiontirea unui adversar cu sau fără minge, aceste acțiuni pot conduce spre un joc dur. Folosirea neregulamentară a mâinii când elevul este în poziție de apărare și mâna lui este în contact cu un adversar cu sau fără minge pentru a impiedica înaintarea. Va fi acumulată și notată în foaia oficială de joc la elevul care a greșit și penalizată conform regulamentului. Principiul cilindrului este definit ca spațiul din interiorul unui cilindru imaginar ocupat de către un elev pe podeaua terenului de joc. Dimensiunile cilindrului și distanța dintre picioarele elevului vor varia în funcție de înălțimea și talia elevului. Mâinile și brațele pot fi întinse în fața pieptului, dar numai departe de poziția picioarelor și genunchilor, cu brațele îndoite de la coate, astfel încât antebrațele și mâinile să fie ridicate în poziția regulamentară de apărare. Elevului apărător nu este permis să intre în cilindrul elevului atacant cu mingea și să provoace un contact neregulamentar atunci când elevul atacant încearcă o acțiune normală în interiorul cilindrului său. Elevului atacant cu mingea trebuie să i se acorde suficient spațiu pentru o acțiune normală, începerea unui dribling, pivotarea, aruncarea mingii la coș și pasarea mingii în interiorul cilindrului său. Principiul verticalității. În timpul jocului, fiecare elev are dreptul să ocupe orice poziție pe terenul de joc care nu a fost deja ocupată de un adversar. Imediat ce un elev părăsește poziția lui verticală și un contact personal se produce cu un adversar care și-a stabilit deja propria lui poziție verticală, elevul care a părăsit poziția lui verticală cilindrul este responsabil pentru contact. Elevul apărător nu trebuie să fie sancționat pentru faptul că a sărit vertical în interiorul cilindrului său sau având mâinile și brațele întinse deasupra lui în interiorul propriului său cilindru. Elevul atacant, fie că se află pe podea sau în aer, nu trebuie să provoace un contact cu un elev apărător aflat într-o poziție regulamentară de apărare prin folosirea brațelor lui pentru a-și crea un spațiu suplimentar, întinderea picioarelor sau a brațelor pentru a provoca un contact în timpul unei aruncări pentru un coș din acțiune sau imediat după aruncare. Apărarea neregulamentară din spate. Este contactul personal cu un adversar provocat de către un elev apărător din spatele acestuia. Împingerea este contactul personal neregulamentar produs cu orice parte a corpului în care un elev îl mută cu forță sau încearcă să-l mute pe un adversar cu sau fără minge. Ținerea este contactul personal neregulamentar cu un adversar care restrânge libertatea lui de mișcare. Este o greșeală a unui elev atacant cu mingea la ținerea sau încolăcirea unui braț sau a cotului în jurul unui adversar cu scopul de a obține un avantaj, îndepărtarea prin împingerea elevului apărător pentru a-l împiedica să joace sau să încerce să joace mingea sau pentru a crea mai mult spațiu pentru el însuși, folosirea unui antebraț sau unei mâini întinse în timp ce driblează pentru a împiedica un adversar să obțină controlul mingii. Este greșala unui elev atacant fără minge îndepărtarea adversarului prin împingere ca să rămână liber să prindă mingea, să împiedice elevul apărător să joace sau să încerce să joace mingea sau să creeze spațiu suplimentar pentru el. Iată două situații diferite. Elevul în atac este împiedicat neregulamentar, elevul în apărare comite greșeală, își depășește spațiul propriului cilindru. Și, în celălalt caz, elevul în apărare nu depășește spațiul propriului cilindru și respectă principiul verticalității. Este așa numitul capac. Să vedem semnalizarea arbitrului la câteva tipuri de greșeli. Ținere, împingere sau forțare fără minge, control ilegal cu mâinile, obstrucție, blocaj ilegal. Oscilarea excesivă a cotului, contact ilegal cu mâna adversarului, încolocirea brațului în jurul adversarului, forțare cu mingea, lovire la cap și folosirea ilegală a mâinilor. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța întrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație în educație fizică și sport. Cred